În 14 noiembrie a fost adus un omagiu militarilor înmormântați la Commonwealth War Graves Cemetery de la Tâncăbești. Marius Bălu, secretarul de stat al Ministerului Apărării Naționale, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România și oficialitățile mai multor state prezente la Remembrance Day au păstrat un moment de reculegere pentru cei care, departe de familie, au făcut sacrificiul suprem pentru țara lor. 90 de militari din Commonwealth și-au pierdut viața în timpul celui de-al doilea război mondial. Printre aceștia se numără 87 de forțe aeriene, 2 soldați și un marinar.